În plină vară, ar fi foarte deplasat să spun să nu stai la soare. Însă soarele are un rol major în îmbătrânirea prematură a pielii. Așa că îți spun în câteva vorbe cum să te bucuri de el. Aplică crema de protecție solară cu 20 de minute înainte de a merge în aer liber și aplică-o, reaplică-o de câte ori transpiri sau noți. Aplică loțiuni sau creme autobronzante dacă nu vrei să stai ore în șir la soare. Nu bea și nu fuma la plajă. Se produce o deshidratare accelerată. Spală-ți fața mai des după ce ai transpirat excesiv și pulverizează o apă termală, după care aplică cremă hidratantă de față. Tratarea ridurilor sau laxității pielii se face prin administrarea de vitamine, acid hialuronic, oligoelemente și local prin microinjecții sau PRP. Un masaj facial bun te poate ajuta în stimularea producerii de colagen. Cât despre ce mâncăm, eu zic să fii propriul tău bucătar. Dacă vorbim despre riduri, ești la acea maturitate ce îți conferă experiența alegerii unor alimente adecvate. Totuși recomand și eu ceva, fructe de mare și cât mai multe shake-uri colorate. În încheiere vine regele anti-îmbătrânirii, exercițiul fizic. Îndrăgostește-te de el și acceptă că pielea își va pierde tonusul nu doar pe chip, ci pe întreg corpul. Mișcă-te și creează-ți o rutină de exerciții sub soarele dimineții chiar la tine acasă. Apoi, ia o porție bună de Beauty Help, pentru că el este cel mai complet și complex ajutor în a arăta surprinzător de bine pentru vârsta ta.